în condițiile în care îndeplinește și depășește chiar cerințele articolului 150 din Constituția României, referitor la numărul total de semnături și la dispersiunea teritorială. Deci, din punctul meu de vedere legal, această inițiativă îndeplinește absolut toate criteriile. Mai mult, clarificarea definiției familiei în Constituție, în corelare cu articolul 259 alineatul 1, din codul civil, reprezintă o protecție superioară, în opinia mea, a unui fundament esențial al societății românești, care este tot mai atacat în opinia în țara noastră și în lume. Sigur, o să spuneți și mulți spun asta, familia are multe probleme, este adevărat. Problemele sunt reale, o rată mare de divorțuri, violența domestică, dar asta nu înseamnă și nu poate să însemne că familia trebuie abolită, subminată sau înlocuită, și că ea este cea mai potrivită și prietenă formă de conviețuire și mediul cel mai prietenă pentru creșterea și educarea copiilor. Ca urmare, o să copii foarte mult intervenția, dar ce mai vreau să spun este că acest referendum este un instrument perfect democratic prin care poporul își trebuie să-și exercite suveranitatea. Și ce rol are aceste instrumente dacă noi le facem funcționale? Nu e, dacă vrem ca România să fie un stat de drept, atunci, în primul rând, noi, parlamentarii, suntem datori să respectăm legile de bază pe care ne desfășurăm activitatea. Nu putem interzice anumite referendumuri pe anumite teme doar pentru că nu suntem de acord cu ce se ieșește ele. Este o inițiativă perfect legitimă. Cred că familia trebuie protejată. Personal, sunt creștin și nu merge cu asta. Și dacă Parlamentul vine ca acest referendum, cred că pierde orice credibilitatea noastră ca democrație în fața cetățenilor. Este un demers pozitiv, este un demers care nu interzice și nu respinge drepturile omului. Am studiat și declarația drepturilor omului pe care nu se invocă, nicăieri nu se spune că acceptarea acestei normalități a căsătoriei între bărbat și femeie cu uniune liberă consimțită ar aduce sau ar fi o grăbire la presa drepturilor altor. Ca atare, vreau să salut inițiativa cetățenilor, inițiativa Coaliției pentru Familie și să spun că o voi susține.